Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou car vlog, frazor. De această dată, în sfârșit, prindem și noi puțin tică lumină. Este ora 4:28, acum plec și eu de la un prieten și mă mai duc prin oraș pentru că am nisică treabă și cred că deja v-ați dat seama în acest vlog despre ce o să fie vorba, pentru că am scris acolo un titlu, frate, și anume... De ce mă mut singur? Pentru că foarte, foarte multe persoane m-au întrebat: bă, Andrei, dar tu de ce te muți singur? Că puii mei, stai cu părinții, totul este bine, toate sunt date cele. Bă, frate, astăzi vreau să vorbim despre acest lucru. Vreau, bineînțeles, să scrieți în comentarii care este și părerea voastră. Hai, boss, bagă-te odată, care este și părerea voastră. Și stai un pic, înainte de toate, vreau să vă reamintesc încă o dată să nu uitați, frazor, să dați și voi acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să facem mai multe car vloguri. Gata, hai că ne ducem. Ne ducem. Ia uite, ăștia merg pe stradă, n-au niciun stres. Ok, frate, și vreau să vă spun că vlogul de ieri s-a văzut așa, sau mă rog, car vlogul de ieri s-a văzut așa puțin tel blurat, pentru că era noapte, frate, și vă dați seama că noaptea este mult mai greu pentru aparat să focalizeze, sau mă rog, mai bine zis, pentru telefon, pentru că acum eu filmez cu telefonul, mi-este mult mai ușor și calitatea video este chiar foarte bună când filmez așa cu telefonul pe față. Stați așa puțin tel. Punem și noi puțin tică frână, pentru că vreau să îndrept și eu asta așa. Mi se pare că se vede într-o parte, nu? Acum cred că se vede mai bine. Bun, de ce mă mut singur? Pentru că foarte multe persoane m-au întrebat. Bă, frate, în primul rând, am 20 de ani, aproape 21, peste o lună o să fac 21 de ani, da? Și eu încă stau cu părinții. Odată și odată tot o să trebuiască să mă mut singur. Și eu vreau să fie mai repede acest moment. Nu vreau să stau cu părinții până la 50 de ani. Cred că nimeni nu vrea acest lucru, până la urmă, nu? Trebuie să mă mut singur pentru că, până la urmă, cam de aici începe totul. Partea mai grea. Acum vă dați seama, dat fiind faptul că eu stau cu părinții, ghiciți ce plătesc eu. Păi bă, hai să vedem. Chirie nu plătesc, întreținere nu plătesc, lumină nu plătesc, curent nu plătesc, căldură nu plătesc, mâncare nu plătesc, eu nu plătesc mai nimic în acest moment, așa este? Deci eu în acest moment nu plătesc mai nimic. Vă dați seama, în momentul în care o să mă mut singur, toate cele menționate mai devreme o să trebuiască să fie plătite de către mine, frate. Deci o să fie un pas foarte, foarte greu, dar vă dați seama, așa cum sunt dezavantaje, așa sunt și avantaje. Ia uite cum s-a băgat ăsta aici. Ăsta este un dezavantaj, că o să trebuiască să-mi plătesc totul singur. Dar un avantaj foarte, foarte mare o să fie faptul că, spre exemplu, o să mă simt și eu puțin tel mai liber, ca să spun așa, neapărat liber. Ideea este că, uite, acum, spre exemplu, dacă vreau să filmez mai noaptea, pe la 1, 2, 3, cam când aveam eu timp să filmez, știi? Nu prea puteam face acest lucru, pentru că dacă vorbeam tare sau chestii de genul, îi trezeam pe ei mei, sau în principiu, mă rog, trezeam cam tot blocul, mai ales dacă era ceva amuzant și m-a apucat râsul, trezeam tot blocul. În noua casă, bineînțeles că o să fac vlog, o să știți cu toții când mă mut, cum este pe acolo, vreau să-mi pun și ceva antifonic pe pereți, frate, nu neapărat pe toți pereții, vreau să-mi fac așa un mic studio, un mic studio, numai pentru mine, ca să fie, ca să fie bine, știi? Ca să pot să urlu la 5 dimineața dacă este ceva amuzant și vreau să râd cât pot, vreau să fac acest lucru, nu să mă abțin, că trezesc lumea, știi? Și chestii de genul. Bă, sunt și chestii bune, sunt și chestii rele. Pot să intru în casă când vreau, pot să plec când vreau, să intru în casă cât vreau și toate cele, deci nu o să mai fie niciun fel de problemă. O să mă descurc singur, o să mă simt și eu mai liber. Vă dați seama că o să fie destul de trist, dar încep trist. Nu neapărat trist, dar o să fie așa ciudățel, pentru că după un timp realizez că, bă, frate, ești singur în casă, gen, stai singur. O să fie ca în cringe. Da, mă obișnuiesc, nu este problemă. O să filmez atunci toată casa. Acum, uite, spre exemplu, mi este destul de aiurea dacă vreau să fac un vloguleț în care prezint casa, nu am cum și oricum este aiurea, în primul rând, pentru că nu-mi place să mă expun foarte mult, să vedeți cu toții toată casa mea și toate cele, și plus de asta că nu sunt singur în casa aia, adică cei care sunt cu mine, adică părinții în acest moment, poate nu vor, frate, poate nu vor să arăt casa, spre exemplu, știi? Așa că nu o să mă mut în căsuța mea frumoasă, în apartamentul meu frumos, nu o să fie nicio problemă, o să pot arăta fără nicio problemă, știi? Cam aia este treaba. Oricum, sunt sigur că 99% dintre voi stați încă cu părinții, pentru că nu cred că se uită persoane foarte mari la mine sau persoane care încă s-au mutat și s-au singure. Dacă da, frate, respect și vreau să scrieți în comentarii ce părere aveți de această mutare. Eu zic că este mult mai ok să o faci mai devreme. Este mult mai bine să o faci mai devreme ca să te obișnuiești, pentru că după, dacă o faci prea târziu, frate, deja te-ai obișnuit prea mult și o să-ți fie greu. Adică eu mă gândesc că o să fie mult mai greu mai târziu. Mai bine mai devreme decât mai târziu, nu? Vorba aia, frate, mai bine acum decât mai târziu, pentru că e și mai ok, te obișnuiești mult mai repede. Și acum am ajuns într-un giratoriu imens, în caz că nu știți, pe aici este Alba Iulia, adică sunt la Alba Iulia
Și uite că nu vine acum nicio mașină. Bun, și ne ducem blană. Bă, frate, sper că se vede bine acum de această dată camera. Mi se pare mie că este puțintel într-o parte pusă, dar nu este problemă. Dacă e puțintel într-o parte, țineți și voi capul așa și se rezolvă rapid, nu? Sau întoarceți puțintel monitorul, pui e-mail, prindeți pe perete un pic, întors, nu știu. Vedeți voi cum faceți. No, bă, eu cam asta am vrut să vă spun. Eu, sincer, de-abia aștept să mă mut singur. Gândiți-vă că pe lângă toate astea ce v-am spus eu că o să trebuiască să le plătesc, da? Gândiți-vă, frate, că o să trebuiască să-mi cumpăr singur, spre exemplu, birou. O să trebuiască să-mi cumpăr birou, dulap, tot ce mai trebuie, o să trebuiască să-mi le cumpăr singur, singurel. Bine, vă dați seama, probabil o să mă ajute și părinții, dar tot singur, ca să zic așa, că nu o să mă cumpere ei totul, știi? Adică pui mii. No, dar o să-mi fac un dita mai birou, vreau să fac un birou mare, cu multe... multe monitoare, pentru că monitoarele chiar te ajută foarte mult. Unii spune, păi Andrei, de ce ai avea atât de multe monitoare că nu te ajută? Frate, eu am două monitoare și, sincer, nu mi-ajung. Deci două monitoare și nu îmi ajung, frate. Mai am nevoie de monitoare pentru că, uite, spre exemplu, când fac live stream, îmi înghesui tot pe un monitor. Deci îmi înghesui tot pe un monitor, pentru că pe monitor principal mă joc, iar pe monitor din dreapta îmi înghesui comentariile în primul rând, preview de la OBS să văd și eu ce filmează, pagina cu YouTube-ul, pui-mi alte pagini, pagina de donații, o grămadă de chestii le înghesui pe acel monitor secundar și este extrem de enervant. Așa, dacă aș fi avut 3, 4, 5 monitoare, bine, exagerez. De fapt, poate nu exagerez, poate când mă mut o să am 5 monitoare, unul în centru, încă două și încă două. Frate, cine știe, nu știu, rămâne de văzut. Și încă o chestie, o să fie super tare când o să mă mut, că o să pot face ce vreau eu casă. Bă, dacă mie nu-mi place cum arată, nu știu, ușa aia, nu-mi place ușa aia, o schimb de o dreacu. Nu? De urmă asta de treabă. Așa aici nu prea pot face chestia asta. Sau uite, nu-mi place cum este pus biroul ăla acolo. Bine, și aici la mine acasă pot să schimb în camera mea cel puțin cum vreau. Dar uite, spre exemplu, nu acasă, în sufragere, nu-mi place cum stă biblioteca pe peretele stâng. Mult biblioteca pe peretele drept de o dreacu. Și aici facem stânga, că este dita mai coadă și nu vreau să mă duc pe cum, gen, să continui cu toată coada asta. Și așa mai departe. Frate, de-abia aștept să fie... Bine, o să fie și rău, o să fie părți interesante, o să fie și părți mai ciudate. M-am cum a trecut tipul ăsta pe lângă mine, pe aici să-mi bat piciorul. Cam asta a fost vlogul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți să facem mai multe car vloguri, frate, nu uitați să dați ceva acolo, foarte, foarte multe like-uri, care am văzut că vă place acest gen de videoclip. Apreciați foarte mult genul acesta de videoclip și mă bucur și pe mine foarte mult pentru că uite, mai am și o tip așa să mai discut cu voi despre una, despre alta, un fel de zbor cu parapanta. Ok. Despre diverse, când am și o treabă. Și chiar mi se pare interesant. În continuare, nu uitați să scrieți și voi în comentarii mai multe subiecte de discuții. Acesta pe care l-am discutat astăzi a fost un subiect de discuție care a fost propus de către voi în comentarii. Nu uitați să scrieți în continuare în comentarii cât mai multe subiecte. Mamă, cât de cald deschide aerul. Mi-am dat seama acum că mă coc, frate. Am decât bluza, am tricoul cu anonim de această dată. Și mor de cal, frate, nu mai pot, ești nebun să-mi bag picioarele acum, am deschis și aerul, chiar închis. Ok, fraților, cam asta a fost car vlogul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți mai multe car vloguri, nu uitați fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângem și noi acolo foarte multe like-uri. Vă mulțumesc în continuare că sunteți alături de mine și că mă susțineți și ne auzim data viitoare. Ceau, bă. Pa.